Trandafire, Patraulea, Trandafire, dormiți? Nu, Gogule. Tu știi că de când am intrat aici, d-am sobd. Eu aș dormi, dar cum adorm, visez urât. Plecăm de aici cu dorința sinceră. Vă spunem deschis, de a ne îndrepta și a ne îndrepta. Se ține așa după noi, fără motiv. După tine. Și după tine s-a ținut. Mă, cum ai învățat pe ăsta să mă laturi? Vă jur că nu l-am învățat eu. Nu vă jur că nu-l cunosc, tovarășul capitan. Juma. Una ție, una mie. Două ție, una, două mie. Trei ție, una, două, trei mie. Patru ție, una, două, stai. Nu vrei să încercăm și invers? De unde ai învățat împărțirea asta? Ești de la țară? Da. Da, dar m-am mutat cu serviciul aici. Și acolo la voi la țară, când îți plăcea o fată, cum îi spuneai? Și-am crezut cuvântul tău de domniță și acum să fiu alături nu mai pot. Tu nici nu știi prin câte am trecut, cu sufletul rănit de atâta dor. Stai. Am stat la Sing Sing doar pentru a fi primit în rândul clasicilor în viață. Iar când m-am plictisit, am evadat și m-am retras la vila mea de la Acapulco. Mă, băieți, știi ce mă gândeam? Să-l invităm și pe tovarășul capitan Panait. Să vadă că suntem pe făgașul cel bun. Și directorul închisorii, și doi gardieni, și sectoristul, și mână lungă, să fim mai intim. Aparatul foto? Ceasuri? Curierul? Și asta, nici nu știu pentru ce e. Dacă vă spune cu ce ați fi în stare să mă dați la... Hinghieri! Da! La hinghieri, asta e tot ce ne puteți oferi! Halal! Păstați posturile ce pentru rude, pentru neamurile... De asta am venit aici, ca să ne ajutați! Nu să le dați la hinghieri! Uite așa, mă, nici nu vă salut! Bună ziua! Ce-i țipiri, bă? Trandafire! Trandafire, ți-ai scântit ochii! Trandafire! Ce plăcești, bă, ochii așa, că mă sperii! Nu știu, aveam o mașină și... O mașină, da. Să știți că la mine... Ne face nimic, da? Ne certăm ca prostii. N-au să muncească ele toată viața? De ce ne însurăm? De florile mărului? Tatăl nostru... Cum e asta? Îngerașul. Așul meu. Care... Cățeluș cu părul creț, fură rasa din coteț. Nu e asta, doamne, nebun, nu vă luați pe el, doamne! Nu știu, tovarășul capitan, nu știu. Să mă usuc dacă știu. Bine, dacă nu știi, să nu mai pierdem vremea, să-i spunem fetii să plece. Tovarășul capitan, de ce vreți să-mi faceți praf viitorul? Gogule, eu mă duc la luminița acasă. Vreau să-i găsesc familia greu încercată. Familia mai presus ca orice, Gogule. Ne vedem la fane, încurcă lume la 8. Gogu! 8 și ceva, fix! 500 de lei, 200 am cheltuit, iar restul am adus sfinției voastre. A, și mai ai 300. Bine, lasă-i la mine. Am să-ți dau iertarea păcatelor de care ai nevoie. Ce credeți, părinte? Mă iartă Dumnezeu? Da, te iart. Ce maricica, dragă, că-s 3 maricici. Nici nu știu. Cu mine aveți treabă? Două patraune? Da! Am vrea să schimbăm două vorbe, dacă se poate. La dispoziția dumneavoastră, tovarășul capitan. Tu, mocanule, o să porți ceasul prințului de martini. Haralamb, tu pe al regelui petrolului. Whisky, din stocul reținut pentru regina Angliei. Mă, să nu spuneți că miroase a ploșnițe, că vă cârpesc. Mi-au furat tablourile, tovarăș capitan. Dar cum de ți-ai dat seama, mă? Ce ziceți, să cercetezi împrejurimile? Ce împrejurim, plutonier, căpșune? Trebuie să anunțăm miliție. Au lăsat numai porcăria asta, parcă e făcută de mine. Doamnă, ce aveți aici?
Sarmale, i-a trimis mama lui Sarmale și a zis să spună tot ce știe, că e mai bine pentru el. Dar are perfectă dreptate mama dumitale, în schimb, acum... Luați, vă rog, asta de aici. Ridică-te! Ce-ai furat? N-am furat nimic, domnule. Atunci ce-ai făcut? N-am făcut nimic. Dar ce cauți aici? Păi nici eu nu știu. Citesc în ochii tăi că ai furat. Zi! Hai, mănâncă coaje. E bună, reține alcoolul. Ia. Bobule, nu-ți bagi joc de mine. Nu, domne. Hai, mănâncă, ia-o toată. Mănâncă. Ce te miri? Mănâncă și tu, că e bună la ulcer. Hai, cântă la nai, dragă. Așa. Ia, că e pădurea mare. Ți-aduce și vreascuri. Besame, besame mucio, toto ti quiero. S-a spart, veritabil, doamnă. Toto ti quiero il fiore, la mia, la vita. O, cucureaua, asta nu, e. Nu, lăsați. Tu furai căței. Știi că te unde englezul ăsta. Scuzate, senere. Îi spălai, curățai. Îi spălai, împachetai, dar tot hoții era. Și tu? Legați-vă, centurile. Profesor de mimică, a rămas la aceeași branșe. Hoție, excrocherie. Îți vine să-i dai cu ceva în cap. De ce să-i dai? Păi cum tovarășe să pândească? Să-ți intre în casă la 75? Unde trăim, în junglă? Vorbește așa ca opinia publică. Ce avem noi aici? Exact, exact. Ce avem noi aici? Ce avem noi aici? Noi aici. Suntem așa de curioși că nici nu știm unde să dormim la noapte. Da, exact. Ia să vedem ce avem noi aici. Ce avem noi aici? Ce avem noi aici? Acolo nu mi-a plăcut niciuna, așa ca dumneavoastră. Totuși, dacă îmi plăcea vreuna cât de cât, îi spuneam că e așa ca o icoană și că aș vrea să o cunosc cât mai aproape de adevăr, știți? Cum se învață, ca să nu ne înșelăm. Mă uit, drag. Eu nu știu cum vezi tu că mă uit. Mă uit pentru că tu ești liber, ești frumoasă, arăți bine. Stai acasă și eu sunt aici. Și sunt așa cum sunt. Că vine să... Mă rog. Pani, da, am vândut de pe aici, de pe dincolo. Și ca să nu afle mama, o bătrână bolnavă nu locuiește aici. Am anunțat la miliție că ne-au furat hoții. Știți, dacă n-am găsit servici, tovarășe capitan, am chiriat un buic pe care îl îngrijesc eu. Îi șterg bujile, îl spăl, îi fac toaleta. Vrea să merge cu buicul să vede Mozambicul. Mozaicul. Comprene? Buic, 8 cilindri în vechi. Ce mai stați? Ne îmbrăcăm și venim. Ce să vă îmbrăcați? Ce să mai fac cu voi îmbrăcate? Lubinița. Vai, mică dragă. Lubina mea. Stai jos, Lubinița. Vai, fănică, în ce hal ești? Dar ce hal sunt, drag? Dumnealui, domnul Patraul, ar vrea să ocupe un post de prestidigitator, sub numele de Nirolini, om în besnă, cu ceșcuțe. Vedeți, nu mai e. El o are la spate, dar nu mai e. Să trăiți, imediat vă dau cheia. Mulțumesc, domnul Patraul. Poftiți, prindeți-o, prindeți-o așa. Ați prins-o? Am prins-o. Ce repede? Poftiți, intrați, poftiți, invitați și colegi. Poftiți. Două rândunici. Două mari și două mici au trecut pe aici. Două rândunici, Ce vrei, tovarășe? Să vorbesc cu mama. Poftim, vorbești. Păi ce zic, eu vă admir să știți. Că avem liniște noi, cetățenii. Trebuie, tovarășe, trebuie. Mă gândesc la ăsta cu cățelul. Cred că intră tare. Și ce ți-e milă de el? Cum o să fie milă? Să intre, tovarășe! Să intre, tovarășe! Hoți ăștia! Să scăpăm de hoți ăștia! Alo! Da, ia uite, vă dau telefonul. Dacă vrei să bagi bani ceva, bagi în obiecte de valoare, în timbre. Cap de bou. Nu fac nicio aluzie. Ne-a promis cineva o colecție. Cu ce începeți? O romanță. Zi. La umbra nucului bătrân, sub bolta înflorită, tu mă rugai să mai rămân, Să te sărut o clipă. Dumneavoastră, să-i permiteți logodicii mele să intre, ca eu să am cu ea un schimb de priviri, un schimb de impresii. Și pe urmă am să vă spun tot. Vreau să aflu și de la ea ceva. Bine. Tovarăși capitan. Calm? Ia loc? Da, tovarăși capitan. Altceva nu știi? Uhăi bade! Poate puțin să încerc. Zi-o! Uhăi bade, uhăi bade, uhăi mă!
Duduie, dumneata ne-ai apărut în cale să ne nenorocești. Dă-le și pești, dragă, dă-le tot. Lăsai, n-am mâncat, nu știu ce crezi că le dădeam. Păi, ce vrei, cap, coadă sau lămâie? Și iată acum, și iată de păr cumplit. Am în perspectivă. Am și aranjat cu o doamnă la șosea să fac un schimb, vis-a-vis de statuie. Un apartament foarte drăguț, i-a plăcut la mine. Vreau să fac câteva modificări, să, cu pomi, cu fântână arteziană, cu... Vreau să dărâm. Icoană făcătoare de minuni. Să mă mănânce lupii din cauza dubitale, nu? Londra! Paris! Osaka! Îmi luam și eu un tranzistor nou. Toyota! Ce vrei, tovarășe? Să vorbesc cu mama. Așteaptă la rând, te rog. Eu v-am văzut acum o oră. Știți, eu locuiesc pe aici. Alo? Toașmaior, sedeți! Toașmaior, am descoperit un caz. Da, foarte interesant. Urme de sânge, da. Am mărturisit. Trimiteți urgent mașina. Sebastian 224, sector 6. Ce vezi? Bălcescu. Bălcescu. Hm? Mai uite-te odată. Falsă, bă. Consideră că ți-am mai dat o palmă. De ce? Dacă vrei să mai lucrezi cu mine, să-ți ascuți urechea. De ce nu mi-ai spus că nu e vocea lui Trandafir? Păi n-am știut. De unde să-i cunosc eu vocea? Şi, taci! Ce te-aș bate? Mai stai din Laila. Nu, nu, e mai sus. Ce te mâine? Nu se poate discuta, tovarășul capitan. Rugați-vă să nu mai azbuțe câinele ăsta pe mine așa. Ai fi bolnav? Da. Ce-ai? Sufăr cu inima. Ei, nu spune. Și te-ai apucat de meseria asta. Mă, patrule, vezi că tu ai mai fost o dată la pușcărie. Patrule! Lasă-l? A spus lasă-l? Bine. Gata, dragă, nu te mai chinui. Ascunde-o de tot. Ce facem cu... cu ea? Nu, cu suta. O reținem taxă pentru răbdare. Vedeți, nu e niciun... Duduiță, dumneavoastră aveți treabă și noi vă reținem.